Aici Maica Mare Russo. Bună viață tuturor, Maica. Bună viață tuturor. Uite aici ce am. Eu am semințe de dovleac. Le-am cumpărat, am găsit ofertă, cumpărat tot. Nu mai rămas una pe raft. Să fără sare. Păbe, nu sunt crude, dar na. Uneori 60 în românește ar fi vreo play. Și am făcut, uite, vezi, aici, scris în italiană, semi di truca. Mi-am făcut leacul meu. Acum multă lume zice, a, păi da, semințele crude, cum să le decojești, cum asta. Păi nu sta să le decojești. Nu, a, pun un pic telefonul. Deci nu trebuie să stai tu să le decojești. Tu le iei fain frumos, vedeți că sunt uscate, și le macem cu coajă cu tot. Păi cum să mănânci cu coajă ca vitele? Da, mă, ca vitele, pentru că acum sute de ani tăi mâncau multe fibre. Tu unde mai mănânci fibre? Te pui să mănânci covoare ca să ai un pic de fibre. Înțelegi? Deci, îți convine, pentru că fibrele astea curățesc. Deci eu le-am pus aici, în râșnița asta de cafea, înțelegi? Și aici ce am? Aici am pijmă. Bine, că eu deja mi-am făcut porția mea, dar ca să vă arăt, uite aici am, în limba rusă se cheamă pijmă, în românește se cheamă vetrice, iar numele științific este Tanacetum vulgaris. De ce trebuie să spun numele științific? Pentru că România au o grămadă de nume pentru aceeași plantă. Vezi? Asta e. Vabă, că nu e cine știe ce, se vede. Am uscat-o, înțelegi? Uite ce borcane l-am. Am uscat-o să am și eu acolo, maică, că asta e bună și pentru paraziți. De ce? Pentru că îi face steril. Nu îi lasă să se înmulțească. După aia este un hepatofug. A, apropo, să vă arăt. Eu mi-am făcut un termos, tot din pijma asta, și ca să beau pentru fiere. Uite, vezi aici? Am pus. Încă ies aburi. O să strecor și o să beau. Dar asta se bea doar o linguriță. Oricum, rețetele le aveți pe Facebook, pe postate. Cine e la prieten la mine, le vede. Deci, și asta se bea ca să ai o digestie bună. Acum să mărunțesc asta. Deci să vă arăt cum le mărunțesc eu. Uite, iau așa în mână și aspectă. N-am închis bine capacul. Cred că... Ecco. Aici e butonul. O trăsnaie din asta costă vreo 14 euro la Lidl. Aha. Trebuie să deschid și curentul. Și uite, 1, 2, 3, vira. Ok. Și tot așa fac și cu pijma asta și pun și cuișoare. Înțelegi? Deci pun și cuișoare. Acum, ia să-mi iau eu. Ce se întâmplă? Multă lume zice, vreau să slăbesc. Nu știu cum să slăbesc. Păi, ca să slăbești, e foarte simplu. E foarte simplu să slăbești. Important e să fii paralizat. Toți paraziți în tine. A, asta e... cum îi zice, ibiscusul. Trebuie să-l beau mai încolo. Vezi? Asta. Mi-au așa o lingură. Eu aici am pus și vetrice din ăsta, am pus și un pic de cuișoare. Nu mult, ca să nu abuzez. Dar oricum, am rețetele pe ăsta, căutați-le. Și mă scuzați. Super. E uscat, nu trebuie să bei apă, dacă vrei poți să bei și apă. Aici am mărar, în luna ianuarie mărar. E scump, mă. La magazinele românești pe aici e scump. Îl pun așa un pic să se zbunte. După aceea îl pun la congelator. Îl tai și îl pun la congelator. Deci ați înțeles? Eu așa mănânc semințele de dovleac. De ce? Ca să nu pierd nimic, bă. Pentru că dacă tu... Eu mănânc cu coajă, cu tot. Mă scuzați că vorbesc cu gura plină, dar na. Dacă tu le mănânci cu coajă, cu tot, ce se întâmplă? Trebuie să scot din priză, bă. Eu îi învăț pe alții și nu fac eu.
După aia bag mâna. Deci, dacă tu îi mănânci cu coajă cu tot, se întâmplă lucru cel mai minunat. Nu puneți multe semințe, că se lipesc pe asta, mă înțelegi? Dacă tu mănânci cu coajă cu tot, se întâmplă lucru cel mai minunat. Că nu pierzi nimic. Ceea ce este important în toată afacerea asta, este pielița aia verde pe care o are semințele de dovleac. Acolo conține curcubitina. Curcubitina aia, ce mai la de la vale? E un paralizant pentru paraziți. Îi paralizează. Când ei sunt paralizați, ei nu pot să mănânce. 1. Mor de foame. 2. Nu pot să fie lipiți de intestinile tale. Înțelegi? E clar că ca să-i scoți afară, că nu-s proști, nu vor ei să te părăsească. Nu cred că te iubesc, dar unde găsesc ei un fermier mai bun ca tine? Înțelegi? Ca să-i scoți afară, ar trebui să bei și ceva laxativ. Acum, uleiul de ricin e bun, dar e neplăcut la gust. Deci, un ceai de cimbrișor sălbatic. Înțelegi? Seara. Te bei? Dimineața, hop! Deci, vă ziceam că rămâne așa pe fund, nu? Asta trebuie curățată după fiecare dată. Mă scuzați degetele. Trebuie curățată după fiecare dată toată aia care rămâne substanța asta. Pentru că și pus în borcan și amestecat acolo. Eu de obicei pun într-un recipient mai mare toate ingredientele astea mărunțite. Cum v-am zis, ierburile și astea. Le amestec cu mâinile, le sfărâm, că se fac așa cu coloașe. Le sfărâm bine. După care le pun în borcan, le am pe masă și ori de câte ori, maica mare rusu, își aduce aminte și nu uite, că nu trebuie să uite. Asta e super. Numai că trebuie să o amestec cu aia altă. Mănâncă. Dar e o meravilie, eu... Ce, n-am cuvinte să te explic. Foarte bun. Nu, dar mie îmi plac... Mie îmi place foarte mult cartofii pai și popcornul și eugeniile și aia, și aia. Dar mai amăgește și tu organismul ăla odată. Că la urmă, când e burdihanul plin, mă înțelegi, el a uitat ce vrea. Ca și copiii aia mici, așa e și burtă, dar. Înțelegi, vrea ce vrea, el amăgește cu altceva și a uitat ce vrea. Deci vroia vasul ăla scump, bibelou, să se joace cu el ca să te-l spargă. Tu îl amăgești cu o prostie, cu un balon sau cu altceva și-a uitat că vroia aia și trebuie să luat vasul prin casă. Abia, o mică filozofie. Așa și organismul, înțelegi? Odată ce-i burtă plină, a uitat poftele. Înțelegi? Important e să nu alimentezi pofta și ca să nu alimentezi pofta trebuie să te ții mereu. Eu, de exemplu, seara, iau câte o lingură, două din asta, eu mâncam la două noapte, mă, ca tine, păi la două noapte se trezesc paraziții și vor să mănânce. Înțelegi? Și mănânc din asta, jumătate de oră, o oră, nu beau apă. Și asta e. E super. Deci, cum că am adăugat, trebuie să o amestec. Acum o amestec așa, de obicei o amestec într-un vas mai mare. Băi, eu aș mai lua o lingură. E mai bun ca biscuiții. Mai bun ca biscuiții. Ca Eugenia, ca Napolitana, Gigel. Mă scuzați, o să-mi umplu gura. Uite proba că am mâncat, s-a rămas pe lingură. Lipicios. E un lucru super, super. Bun. Și cum ți-am zis, am pus un pic de vetrice, dar puțin. Cât am pus? O lingură. Mărunțit-o acolo. După aia, cu ișoare, cât să fi pus la borcanul ăsta? Deci nu un pachet de semințe am pus. 10-20 de cuișoare. Mama mea, super, super, super. Acum să-mi strecor eu, nu mult, că nu trebuie să abuzez de vetricile astea. Nu, mă scuzați, eu vetricile trebuie să las să stea 8 ore, nici nu trebuia să deschid, dar am deschis, mă, să vă arăt. Să stea 8 ore așa în infuzie,
ca să se ia bine zeama din el, să închid bine. După aia îl strecor, îl pun în sticlă la frigider și în fiecare zi, mai ales dimineața, sau înainte de masă, pam, o lingură. Eu fac o lingură. Alții poate să facă mai puțin, o linguriță. Înțelegi? Prima dată când am luat vetrice din asta, aveam într-o sticluță în buzunar, trebuia să mă duc undeva, și pe drum zic, dai să beau un pic. Ei, amar. Toate amărăciunile sunt dulci pentru cel sărac. Pentru cel bogat, pastilele sunt dulci. Înțelegi? Cu gust de căpșuni, cu gust de... Nu înțelegi că e păcăleală. Nu? Ci că am luat pelin cu gust de căpșuni. Păi e păcăleală. Leacu. Dacă e amar, e pentru ficat. Dacă e acrișor și îți face gura pungă, e anticancer, antiinflamații. Vabe, eu nu stau să vă explic acum principiile, dar na. Voi căutați numai după gusturile voastre, după poftele voastre. Mai puneți pofta în cui. Nu? Nu-i scris în Biblie să nu poftești. Da, dar mie nu-mi place pelinul, că e amar. Da? Bine, du-te la farmacie și ia ceva dulce. Că acolo toate sunt colorate, sunt cu gusturi de lămâie, cu gusturi de fragi, cu gusturi de zmeură. Normal. Știi că, dar nu mă ajută, mi-a făcut numai rău. Aici am niște cartofi care i-am fript în jar. Am făcut jăratic și au mai rămas 3 cartofiori. Ce-i bun la cartofiori este că vezi, mai rămâne așa câte un pic de cărbune vegetal. Că și ăla e bun pentru organism. Important este să nu abuzezi, câte un pic de toate. Deci, nu stau să vă explic leacul. Vă explicam doar cum mănânc eu semințele de dovleac ca să nu pierd nimic din ele. Înțelegi? Voi, dacă vreți, faceți așa. Dacă nu, nu. Aici am rodiile. Cum vezi, eu le recoltez cojile. Pun la uscat. După aia le macin, dar trebuie să le macin pentru ceva mai tare, că asta e... O nimica toată nu ajută. Aici mi-a rămas ceai verde. Uite aici ceai verde. Vezi cum iau eu ceai verde? Nu, în pachetel frumos. Da, da, ia în pachetel să te otrăvești. Tu știi cu ce e impregnată hârtia aia din pachetel? Nu știi. Caută, domne, să iei vrac la sac. Nu confecționat. Tu plătești confecțiile lor. Să vă arăt cum arată ceaiul meu verde. Deci, așa e. Hârtie. Da, poate e mai scump decât al tău. Dar eu cel puțin știu că beau ceai verde, nu gunoaie. Tu nu vezi ce e în pachetel. Tu ai luat mâța în sac. Când tu îi cumperi ceai în pachetel, adu-ți aminte de mâța în sac. Înțelegi? Uite. Deci, ideea de... A, uite, vezi, se vede că e tanacetum ăsta vetrice pe românește, pijma în limba rusă. Da, învață-l și în rusă. Că poate te mai uiți la câte un video. Pijma, așa se scrie. A, apropo, pijma asta se poate lua și mânca și așa. Înțelegi? Deci, se iei câte o frunzuliță, câte o floricică. E clar că ceea ce e mai bățos, e mai bățos, dar na. Fără să mestici. Fără să... Uite, vezi? Nu, am pus ochii pe tine. Deci, uite, vezi? Asta bag în gură. Și mestec lung. Că, cum că nu pot să iau acum ce-am făcut acolo, infuzia de cocto, de vetrice, atunci prefer să mestec așa. Și se absorbe sub limba. E o amareță așa bună. Ce știți voi, ce plăcere să simți ceva amar în gură. Îți curățește gura, papilele gustative. Trebuie să le pun la loc. Bine. Asta fiind zise, uite, s-au făcut și 14 minute de video fără să-ți dai seama. Deci, semințele de dovleac, dacă vrei să nu pierzi nimic din ele, le macini. Le ții pe masă, iei ori înainte de masă, cu o oră, fără să bei apă, o lingură bună, ori după masă, jumătate de oră. Rău nu-ți face. Sănătate tuturor, viață bună tuturor, mai că bye bye.